Sezonul 18 din Naruto și putem vedea cum acțiunea devine din ce în ce mai intensă, pentru că deja ne apropiem de concluzia serii. Fac și clipuri despre Naruto aici pe canal, deci bineînțeles că poți distruge butonul de like, cel de subscribe, dați și clopoțelul pentru că vedea ce vezi pe aici. Comentariul zilei vine de la Dari Dumitru, care zice: dacă mă bagi în video, toată lumea trece cu 10 medie. Ok, gata, s-a rezolvat, ia locul de la începutul clipului, Dari Dumitru. Acest sezon al 18-lea începe cu Team 7, care se pregătește de atac. Vedem un flashback aici, cu câteva dintre misiunile prin care au trecut cei din Team 7 atunci când erau mici. Ten-Tails creează în mod constant monștri mai mari și mai puternici și îl vedem pe Sai cum ia decizia de a ataca acești monștri. Nu are succes cu atacul său, fiind salvat de Naruto. Naruto, Sasuke și Sakura le dau seama lui Gamakichi, Aoda și Katsuyu, care îi ajută pe câmpul de luptă. Sakura o folosește pe Katsuyu pentru a vindeca Shinobi răniți, în timp ce Sasuke și Naruto pornesc spre 10 cozi. Între timp, Orochimaru, Sugetsu și Karin ajung pe câmpul de luptă, Karin ajutând-o pe Tsunade să-și revină. Sasuke spune că își dorește să-l ucidă pe Ten-Tails, dar nu reușește acest lucru. Madara îl forțează pe Obito să folosească The Art of the Teen Rebirth, astfel încât să devină chiar el Ten-Tails. Vedem așadar cum Obito devine chiar el Ten-Tails până la urmă. Aflăm că monstrul, și anume bestia cu 10 cozi, a fost complet absorbită de Obito, dar Obito nu reușește să controleze în totalitate bestia, în momentul în care Minato îl atacă pe Obito. Obito se folosește totuși de amintirile sale despre Rin și Team Minato pentru a reuși să capete control asupra bestiei cu 10 cozi. Alianța Shinobi este transportată într-un loc sigur, iar acum Naruto se poate folosi în totalitate de puterea lui Kurama și de Sage modul său. Minato și Naruto îl atacă pe Obito, dar atacul lor nu are niciun fel de efect. Madara povestește despre existența unei prințese numite Kaguya Otsutsuki, care a mâncat un fruct cu chakra pentru a termina un război început în urmă cu mulți ani. Cei 5 Kage ajung din nou pe câmpul de luptă, iar între timp Naruto și Sasuke se confruntă cu Obito. Aici are loc o luptă faină între aceste personaje, Naruto aflând mai multe despre Obito. El îi spune lui Obito că ei doi sunt similari din multe puncte de vedere. În timp ce Naruto îi spune toate aceste lucruri, Obito își amintește de trecutul său. Naruto îi dă un pumn lui Obito spunând să nu subestimeze puterile celorlalți. Uitându-se la cer, Obito își dă seama de faptul că a greșit, iar Minato îi salvează viața lui Obito în ultimul moment. Lupta continuă împotriva lui Madara, acesta pierzându-și o mână în această luptă. Shukaku îi salvează viața lui Gaara și vedem și cum Madara îl înjunghe pe Sasuke. Și cam așa se termină sezonul 18 din Naruto Shippuden. Dar dacă tot am vorbit azi despre Naruto, uite aici un clip în care zic despre un posibil remake al serii. Ia bag un tip aici ca să vezi despre ce e vorba.